găsit, dragi prieteni! Veștile bune de astăzi, veți vedea, sunt prinse într-un grupaj special dedicat medicilor. De multe ori, o consultație online dată la momentul potrivit este mult mai bună decât o consultație față-înfață dată 2 săptămâni mai târziu. Acum, cu toți pacienții sunt online datorită acestei situații speciale. Se pot da consultații online, da? Și telefonic este foarte bine. Viața noastră s-a mutat pe internet. Asistăm la congrese medicale, pe site-uri de socializare, facem transmisiuni live pe Facebook, cântăm pe Zoom, ne spovedim pe Skype și mergem la medic online. S-a schimbat, într-adevăr, și monitorizarea și prezențele în cabinet și o mare parte din lucruri se pot face online și telefonic sau pe mail, pe toate căile de comunicare actuale care sunt un beneficiu major. Poate cardiologul să dea consultații la distanță? Consultația medicală este impropriu spus. Mai degrabă este vorba despre o consiliere sau o consultanță medicală. Consultul medical cardiologic presupune, pe lângă discuție cu pacientul, pe lângă anamneză, presupune și interacțiune directă cu pacientul. Suntem izolați, dar împreună. Consultațiile online arată că doctorii sunt alături de noi chiar și în aceste condiții dificile. Și nu vorbim doar despre cei care luptă în linia întâi cu virusul SARS-CoV-2, ci și despre psihologi, diabetologi, nutriționiști, cardiologi sau ginecologi. Venirea la medic ar trebui să fie făcută la ecografiile principale pentru morfologii și în cazul în care sunt probleme obstetricale, bineînțeles, poate să vină oricând. În ediția specială de astăzi vom sta de vorbă cu medici care ne sunt alături de la distanță pe internet. Iar atunci când este nevoie, când avem o urgență, sunt disponibili în spitale. Sănătatea este de fapt o stare de bunăstare fizică, psihică și socială. Viața merge înainte, gânguritul de bebeluș este practic speranță. La nivel național, 10.000 de copii s-au născut doar luna trecută. Dacă femeile însărcinate au motive de îngrijorare în această perioadă dificilă, aflăm chiar acum. Gravidele ar trebui liniștite, în primul rând, că nu sunt considerate o categorie de risc pentru contactarea acestui virus. Majoritatea femeilor însărcinate care au contactat virusul au avut o evoluție bună și doar foarte puține au mers către o evoluție moderată și spre critică, sub 1%. Cele mai multe gravide se întreabă dacă virusul se transmite de la mamă la făt. Până la ora actuală nu s-a raportat nicio transmitere direct de la mamă la făt. Nu s-au găsit virusul nici în lichidul amniotic, nici în placentă. Sunt foarte multe neliniști. Sarcina, nașterea, perioada de după reprezintă așa pentru femei un necunoscut și o perioadă de îngrijorări și toate aceste îngrijorări sunt mult mai accentuate. Există posibilitatea să menținem sub control acest lucru, de exemplu izolarea, distanțarea socială și atunci prevenim lucrurile astea. Prevenția este o bună parte din medicină. Purtarea de mănuși, de mască, astea ar fi considerate obligatorii pentru gravid. Atac de panică sau o problemă gravă a inimii? La această întrebare poate răspunde mai întâi la telefon sau pe internet un medic specialist în cardiologie. Deși ne aflăm în această perioadă dificilă, plină pandemie de infecție cu COVID-19, nu trebuie să uităm că mortalitatea de cauză cardiovasculară a rămas în continuare pe primul loc în România ca și în întreaga Europa. Efectele directe ale coronavirusului asupra cordului sunt foarte rare. De obicei, complicațiile cardiovasculare sunt consecința severității bolii pulmonare, bolii respiratorii pe care o dă coronavirusul. Pacienții cu boli cardiovasculare alături de pacienții cu boli pulmonare cronice, cu boli autoimune, cu cancer, cu diabet zaharat, reprezintă o categorie majoră de risc. Misiunea medicilor cardiologi este foarte grea în această perioadă. Dialogul online cu un pacient trebuie să fie foarte bine țintit pentru a nu rata un simptom grav. Ne adaptăm de la caz la caz. Avem, pe de o parte, pacienții cu boli cardiovasculare cronice, un istoric cunoscut, pacienți pe care urmărim noi sau alți medici cardiologi, și cu care comunicarea la distanță este simplificată de faptul că le cunoaștem istoricul și cărora le putem da sfaturi legate de aparența unei noi simptomatologii, de tratament, de analize pe care vor să ni le arate.
Și mai există cealaltă categorie de pacienți care se adresează pentru prima dată unui medic cardiolog, cu care suntem pentru prima oară în față și care solicită consiliere online pentru că a apărut o simptomatologie pe care ei o asociază unei afecțiuni cardiovasculare. Noi trebuie să orientăm foarte țintit anamneza cu întrebări, astfel încât să ne dăm seama dacă este vorba despre simptome cardiovasculare cu adevărat sau este vorba despre o simptomatologie legată de o stare de anxietate, de atac de panică, eu știu, de o altă afecțiune pulmonară digestivă, caz în care orientăm pacientul și spre alte specialități medicale. Dacă este vorba despre simptome cardiologice de alarmă, ultimăm imediat pacientul la consult, completăm cu investigații sau chiar rugăm pacientul sau familia lui să solicite 112, ambulanța. E destul de riscant, ne interesează mult să nu trecem pe lângă niște simptome de alarmă. Stăm acasă și avem mereu tendința de a ronțăi câte ceva în fața televizorului, ceea ce nu este bine deloc. Ce spune medicul nutriționist, aflăm în minutele ce urmează. Pentru un stil de viață sănătos, ar trebui cumva să avem 8 ore de somn, să încercăm să păstrăm cât de cât un pic de exercițiu fizic, să ne păstrăm rutinele, foarte important în perioada asta. Și, nu în ultimul rând, să mâncăm sănătos. Pentru mâncarea sănătoasă am pregătit un acronim care se cheamă Ikigai și I din Ikigai vine de la imunitate, adică să ne ajute să ne păstrăm imunitatea, să luptăm împotriva potențialei infecții care face ravagii la momentul ăsta. K vine de la păstrarea kilogramelor actuale. I vine de la imbold, să ne păstrăm imboldul, energia pozitivă. G vine de la glicemii, asigurarea unor glicemii bune în cazul în care avem diabet zaharat. A din Ikigai respectiv vine de la păstrarea capacității de a face activități, în special aici vorbesc de persoanele vârstnice. Și I, ultimul I din Ikigai, vine de la învingerea infecției, dacă cumva avem de a face cu infecția cu SARS-CoV-2. Angoasele din vremea pandemiei sunt mai ușor de stăpânit dacă vorbim cu un psiholog sau cu un psihoterapeut la telefon, pe mail sau pe Skype. Stăpânirea emoțiilor e foarte dificilă și controlul emoțiilor este o luptă permanentă a fiecăruia dintre noi. Trebuie să înțelegem că fiecare om are un răspuns emoțional în fața situațiilor sau contextelor diferite de viață. Sunt persoane care în fața aceleiași situații răspund foarte diferit. Acest lucru depinde de nivelul emoțional, de maturitatea nivelului emoțional al fiecărei persoane. Să ne setăm că va exista și o perioadă de după această criză. Și sigur, sunt situații gen am fost la schi și am prins gheață, alunecăm pe iarbă, cu mașina pe gheață. Sunt situații pe care noi nu putem să le controlăm. Însă putem controla doar o parte, da? Din ce putem face noi. Acela este momentul în care eu aș numi derapaj controlat sau predare controlată, păstrându-ne cât putem partea rațională și să admitem că există un factor probabilistic, un factor X, un factor incontrolabil care ne poate afecta și să admitem că suntem vulnerabili și avem limite, nu suntem invincibili și omnipotenți. Pentru că în final, când se termină, să putem să fim din nou în controlul mai puternic sau mai tare al situației. Medicii sunt, practic, cei mai expuși în perioada dificilă pe care o traversăm cu toții. Oare se tem și ei? Ne temem, da. Ne temem și noi, dar, sigur, ne protejăm cu atenție, cu tot ce trebuie și mergem mai departe. Trebuie să rămânem optimiști. Vom depăși și această perioadă. Aceasta a fost ediția specială de astăzi. Vreau să le mulțumesc reprezentanților MedLife pentru ajutorul dat în realizarea acestui grupaj de informații medicale. Sănătate, dragi prieteni, și nu uitați, stați acasă dacă vă pasă. Ne revedem și mâine la aceeași oră, ora 17, vești bune de acasă.